Liviu Dragnea PSD, sau cum zicea nenea ăla. Liviu Dragnea PSD. Sunteți gata pentru evenimentul mediatic al anului? Coaie, în ce realitate trăim? Nu vă supărați. Deci, pentru cine nu știe, de, mă rog, dar da, Liviu Dragnea. Liviu Dragnea PSD. Liviu Dragnea PSD, nu știu, mi-e și greu să zic. Liviu Dragnea PSD e acum Jamila? Bucătărește? E bucătarul cel harnic? I don't know, man, it's really weird. Dar vreau să ne uităm, nu m-am uitat. M-am păstrat pentru dumneavoastră, nici nu știu ce face de mâncare. Bun, am video aici, avem acest intro luat de pe stock. Ia să vedem. Coaie, nu se poate, nu. Eu aș fi vrut, cred că era mai bine dacă intra cu, stai așa. Forțele mondiale încearcă să-l oprească pe Liviu Dragnea, dar el totuși a răzbit. Ah. Dar nu era în închisoare? Nu era în închisoare. Nu mai e în închisoare din 2021, cred. Deci, mă nene, acesta este omul care a primit 3 ani cu executare și a stat numai 2, gen a dat tribunalul o decizie. Gen, nu, n-a fost pe bună purtare, a dat o decizie. P***a mea, a dat o decizie. Nu știu, eu așa am înțeles. Dacă mă înșel, spuneți-mi. Mă rog, hai să mai vedem. Bun venit la bucătăria de acasă. Pentru cei foarte puțini care nu mă știu, numele meu este Liviu Dragnea și vreau să încercăm în aceste filmulețe să descoperim un... Măi, cum se întâmplă asta? În ce realitate trăim, coaie? În ce realitate trăim? Cum se întâmplă chestia asta? What the fuck is going on? Și o să aibă și succes. Pe mine asta mă scoate din minți, că îi fac eu video, îi face la video, toată lumea îi face video, toată lumea e, oh, ce chestie nebună! Și o să aibă succes, coaie, o să vină în p***a Edenia, o să vină sponsorii la Liviu Dragnea. Că nu le pasă, la sponsor nu le pasă de cine ești și pentru ce valori militezi. Nu le pasă, le pasă de numere. Sunt numere, 131.000 de views în 17 ore. Bum, numere sunt. Nicio problemă. O să venim să ne comunicăm produsele la dumneavoastră, domnul Liviu Dragnea, pe vlog. Wild, dude. Absolutely wild. Împreună niște rețete de mâncare, rețete ușoare, rețete gustoase și, foarte important, rețete sănătoase. La fiecare rețetă pe care o să o prezint, o să spun și ce beneficii are ingredientul principal sau, dacă ia sunt mai vedem. Multe ingrediente importante, o să vorbesc și despre ele, pentru că eu cred că a venit vremea, nu acum mai de mult, să începem să mâncăm sănătos. De ani, de ani, de zeci de ani de zile, în noi intră o. Măi, coaie, cum e omul ăsta? Mă simt ca știi cum, i-am același sentiment pe care l-am avut când am văzut articolul ăla din Vanity Fair cu George Bush. E ceva articol, nu știu care era Vanity Fair, dar era aia cu George Bush. Era acest bătrânel simpatic care pictează p***mea. Gen, știi? Așa mă simt și cu asta, cu Dragnea acum. Deci omul a devalizat bugetul statului, a secat toți banii din județul Teleorman, da? Și a dus în Brazilia seama dracu și a pus el acolo. Deci a secat oamenii ăia, n-au drumuri, n-au nimica, pentru că a luat ăsta, basically, cu tel drum al său. Da, deci basically that's what happened. Apropo, într-un dosar care gen a fost clasat, că pe o tehnicalitate, că nene nu s-a prezentat în persoană, nu știu cine, era o chestie de asta, era o tehnicalitate pe care s-a clasat un întreg dosar în p***a mea de corupție, când ăia cu tel drum gen luau toți banii de la bugetul de sat și duceau în Brazilia să-și ia case și alte căcaturi, deci la modul ăla. Și acum este acest bătrânel simpatic care ne învață să facem rețete simple și gustoase și sănătoase, p***a mea. Travă, intră chimicale, intră euri și această resemnare, această comoditate dată de supermarketuri nu face decât să ne îmbolnăvească. Astăzi o să vă prezint o rețetă de mâncare foarte simplă, dar foarte bună, de fasole galbenă păstăi. Celelalte ingrediente, deci, roșii în bulion. Face păstăi? Cream că faci și el o ciorbiță. Ce faci cu ai păstăi? Din curte, dafin și piper. Cimbru, ceapă, morcovi, ardei gras, o jumătate de ardei capia, cățel de usturoi, doar unul, și o să vă explic și de ce, și niște castraveciuri. De ce? Pentru că folosiți... Bă, de ce vă e frică, bă, coaie? Bă,
De ce vă e frică, mă, nene, ăștia, toți ăștia de stand-up comedian și de personalități de pe internet? De ce vă e frică că vă cancelează internetul? Că ce se întâmplă? Ce pățești? Ăsta a fost în p***a mea 2 ani la pușcărie. 2 ani la pușcărie, l-a hulit o țară întreagă. Tu știi ce e? L-a hulit o țară întreagă, coaie. O țară întreagă. S-a întâmplat ceva? Nici o problemă. E Jamila acum. Își trăiește visul omul. Ba chiar e mai bine, o duce mai bine acum decât o ducea înainte. Sincer să mă p***a, e de mii de ori mai frumos să faci de mâncare decât să furi de bani de la bugetul statului. Într-o cantitate optimă, fac mâncarea puțin acrișoară, că se ne placă și bineînțeles ulei. Eu folosesc doar ulei de măsline, am tot citit. Tecile de fasole galbenă conțin. Ne dă și valorile nutritive. Beneficii. Reglează nivelul de colesterol rău. Micșorează riscul de a face stop cardiac. Previn deteriorarea oxidativă a celulelor, inclusiv a ADN-ului. Ajută la menținerea țesuturilor sănătoase. Bro, what? Dar e ciudat că e și OG13V2 acum, Hatapec, se întâmplă și OG13V2 acum și cumva apare și video ăsta. Ce este această realitate, dragi prieteni? Este dovada că nu există reguli în această lume. Oricât am încercat noi cu legile noastre, cu principiile, morala, etica, nu există legi. Iată dovada. Nu există nicio lege și nu există dreptate în univers, sincer. Trăim într-un Matrix cu aia, avea dreptate ăla. Trăim în Matrix, e un joc pe calculator unui copil de 14 ani care a plecat de la școală, a ieșit acum de la școală și stă și se distrează cu mințile noastre. În ultimii ani de zile despre așa zisa toxicitate a folosirii uleiului de măsline la prăjit. Nu e adevărat. Mm-hmm. Într-adevăr, uleiul extra virgin are temperatura de ardere mai joasă, dar eu vă spun că am fost ca și dumneavoastră mulți în Grecia și nu folosesc decât ulei de măsline. Oricum este foarte sănătos. Și nu îl ardem. Dacă îl ardem, va fi o problemă. Prima dată o să tocăm ceapa. Eu am mai spus, iau o gură de apă ca să nu plâng în fața dumneavoastră. Bro, ce-i cuțitul ăla? Ia auzi-o ce pârâie. Bro, what? Aoleu, ok. Te tai, măi, omule, ai grijă! Acum tăiem morcovul, e suficient un morcov de mărime medie. E bine să-l tăiați în felii. Este o mâncărică tip pușcărie. La cum le taie? Le taie ca la pușcărie. Subțiri ca să, okay, să aibă timp să se gătească. Da. Vezi, nu te tai, domnul Dragnea. Morcovul are niște beneficii pentru organism incredibile, în special vitamina. Vă spuneam la început, să vă spun câteva beneficii pe care le are fasolea galbenă păstăi. Știți foarte bine că s-a făcut atât de multă reclamă la spanac, este într-adevăr. Da, am văzut și eu. Papa e, nu? Papa e propagandă pro-spanac. Măi, ce se întâmplă? Oricum, unde e? Ce este acest tapet? Ce se întâmplă? Și unde e bucătăria asta? Că nu înțeleg. Un aliment bogat în fier. Da, și fasolea păstăi are foarte mult fier. Fasolea galbenă, de exemplu, are vitamina A, are vitamina C, cantități foarte mari, potasiu, acizi grași. Eu nu vine să cred, știi că nu vine să cred că stau și mă uit la asta, da, cum zice omul la chat. Literalmente stau ca prostul și mă uit la asta cu aia. Like, what is this reality? Bă, deci simt că mă uit la un video cu Slobodan Milošević făcând ciorbă, ca și când totul e în regulă în lume. Ca și când nu s-a produs nicio nedreptate nicăieri. This is wild. Omega 3 ajută la scăderea colesterolului, previne anumite forme de cancer, conține de asemenea și mangan, care este foarte bun pentru creșterea activității hormonale. Ajută fertilitatea la bărbați. Aha. Și la... Să te ajute la ciocan, așa-i? Femei, previne pierderea sarcinii. Ce morcovat? Ce prave ce asta? De cum le tai? Acum o să încingem. Bun. A tăiat totul rustic, guys. Uleiul. Așa. Uleiul, bam, bam, bam. Am 2-3 linguri de ulei de măsline. Eu, ca să știu când e gata uleiul să se pună ceapa la călit, pun o feliuță de ceapă și când începe... Dă-te-n p***a mea, bă, ce tip cu aia, nu m-aș fi gândit niciodată.
cum a făcut 18k followers pe TikTok în 24 de ore, cum crezi? Tu cum crezi că a făcut 18k followers pe TikTok în mai puțin de 24 de ore? Că asta e de 17 ore, e postată chestia asta în acest moment. Absolutely wild, dude. Și asta mă face să mă gândesc la tot căcatul ăsta de internet, că gen, orice ratat în p***a mea, orice ratat chel care deține un Bugatti și fumează un trabuc și are papagal, chiar dacă zice toate căcaturile planetei, orice ratat infect de pe lumea asta, poate să profite de faptul că oamenii pur și simplu o să dea click pe chestii care sunt outrageous. Oamenii întotdeauna o să dea click pe chestii care sunt outrageous. Eu mă bucur că ați dat click și pe acest video de YouTube. Just bear in mind, eu sunt aici doar ca să transmit acest mesaj. Bear in mind că dacă ceva te interesează și dai click pe el, este foarte posibil să fi fost într-un fel sau altul manipulat ca să dai click și să-i aduci acelui om foloase de diverse feluri. Eu nu înțeleg ce câștigă, își mai petrece și el timpul, mai face și el o altă, mai și mănâncă, se face influencer omul. Ce ca să sfărăi atunci pun ceapa, morcovii și ardei la călit. Eu folosesc piper boabe la această mâncare și puteți folosi piper măcinat dacă vreți mai picantă. Mie îmi place mai mult ce savoare dă bobul de piper decât la acest tip de mâncare decât piperul pisat. Uleiul e gata, punem ceapa. Dă-i seama că mâine îl cheamă lumea la podcast? Dă-i seama că mâine îl cheamă Bobonete la podcast? Cum v-a venit, domnule, ideea? Incredibil cum v-ați gândit să faceți asta. Dar cum v-a venit ideea? Toată lumea o să se uite. Pentru că e incredibil. Da, acum de ce să mă cac pe mine? Literalmente Ceaușescu, le scoală un pic să vezi cum am ajuns. Mâine, poi mâine la aproximativ discuți. Dacă vreți să țineți cont de ce vă spun eu, nu folosiți sare iodată. Sarea noastră, de exemplu, sarea la sac, sarea grunjoasă. Lasă-ne vrere că am avut Cernobâlul. Am avut, las că n-are nimic ca sarea iodată, că pe aici a fost Cernobâlul. Bă, Coaie, știi care e chestia? I think we need a cancel culture. I think we need a cancel culture. I think some people should be just cancelled. Sure, cred în reabilitare, sure, cred în multe lucruri. Dar nu se poate, mă, mâncați. Adică reabilitarea ar fi însemnat, nu știu, dacă Liviu Dragnea dădea toți banii înapoi și făcea programe de combatere a corupției și devenea cel mai ardent luptător al conceptului de corupție, se angaja la DNA și toate alea. Mă rog, nu cred că-l primesc, că avea dosar penal. Da, înțelegi ce vreau să spun? Da, ok, sure. Stăteam și găteam. Era chiar foarte frumos. Dar, nene, we need something, I guess. We need, adică nu știu, e ciudat. Mă simt foarte ciudat. Mă simt că nu există reguli în această lume. Mă simt foarte singur și foarte disenfranchised. Not gonna lie. Mă simt ca și când mi s-a vândut o foarte mare țeapă a democrației. Că, domnule, trăim în democrație și cuvântul meu contează. Eu pot să votez lucruri și să particip activ la guvernarea acestei țări. Este complet neadevărat. Singurii oameni care participă activ la guvernarea acestei țări sunt oamenii care au bani, indiferent cum i-au obținut. Asta este realitatea. Aici trăim. Cine are senzația că trăim într-o țară liberă? Oh, mea, piața liberă, țara liberă, democrația. Nu, ce trăim noi acum nu are nicio treabă cu nimic din toate astea. Are totul de a face cu o formă, zic așa, modernă, contemporană de feudalism. Feudalismul cu fața umană. Asta e, literalmente. Păstăi congelat. Așa, congelat. Pune și puțin. Eu v-am zis, Edenia, bum, bam, bam, bum, barabim, barabum, Edenia, direct. Așa, și pune și o leacă de apă, se moaie, corect. Da, da, da. Bun. Să aburim puțin, câteva minute, după care o să punem roșiile în bulion. Repet, sunt roșii din curte, puse la borcan. Nu mai folosesc de mult produse cumpărate din magazin, pentru că nu mai am încredere. Pur și simplu nu mai am încredere. Asta nu înseamnă că nu trebuie să folosiți dumneavoastră, dar ar fi bine să vă uitați cu foarte, foarte mare atenție pe etichete. Știu că scrie foarte mic, știu că cei de la instituția aia care ar trebui să-i controleze, ANPC, nu prea au curaj. E pe cine ce? Știu că scrie foarte mic, știu că cei de la instituția aia care ar trebui să-i controleze, ANPC, nu prea au curaj să se ia de ei. N-am văzut nicăieri în lume ca în limba țării respective să scrie atât de mic încât ai nevoie de lupă ca să citești ce scrie acolo. Asta arată respectul pe care ne-l poartă nouă și asta e... E bucătarul naționalist!
e bucătărașul naționalist. Au început comentariile politice. Da, deci e aiurea că bulionul din comerț are eticheta scrisă foarte mică, ingredientele scrise foarte mic pe ambalaj, de nu le vezi cu nimica decât cu lupa, ok, ok. Total bazat, da, într-adevăr, așa este. Dar ce ai zice de ordonanță de urgență dată noaptea pe șestache, în speranța că nu o se prindă nimeni? Asta nu înseamnă că nu trebuie să folosiți dumneavoastră, dar ar fi bine să vă uitați cu foarte, foarte mare atenție pe etichete. Știu că scrie foarte mic, știu că cei de la instituția aia care ar trebui să-i controleze, ANPC, nu prea au curaj să se ia de ei. N-am văzut nicăieri în lume ca în limba țării respective să scrie atât de mic încât ai nevoie de lupă ca să citești. Nu-și face, domnule, statul treaba. Da, bă, frate, ce să-i faci tu-i mama lui de stat? Scrie acolo. Asta arată respectul pe care ne-l poartă nouă și asta e din cauza celor care le permit așa ceva. O să punem... Cine sunt cei care le permit așa ceva? Ah, cei care ne conduc. Păi dacă ar fi domnul Dragnea la conducere, poate ar sta altfel lucrurile, îndreptate. Roșile în bulion, cu sucul lor, cu tot. Stai că punea ăsta bulionul aici. Ok. Și... nu cum le amestecă. Măi, nene, ăsta este în mod evident un preparat de făcut la oală, nu la tigaie, mama e de viață. N-am okay, tăiat mă rog, tecile, așa cum că fac mulți, pentru că mie îmi plac așa mai întâi. Punem cimbru, nu vă spun câte grame să puneți, pentru că cimbru... Acum stau și mă gândesc la cum să facă rețeta mai bine, deci deja sunt în... Sunt și eu Matrix! Este atât de gustos și atât de sănătos încât... O să puneți cât simțiți dumneavoastră. Piper, boabe, negru, puteți să folosești piper verde, piper alb, două foițe de dafin și castravecioriac. În primele rețete pe care o să vi le prezint... Dar ce-a pus castraveți? Ce-a pus castraveți murați? Voia să încălzesc acolo, să mănânci castraveți murați calzi. Cred că voia să crească omul meu. Mai bine a creai cu gen moare aia, cu zeama de la... Mă rog, hai că nu vreau să mă uit acum să facem curs de bucătărie. Să țin cont de faptul că este post. Poate sunt oameni... Vrea să prindă și publicul fan Rick and Morty. În primele rețete pe care o să vi le prezint, o să țin cont de faptul că este post. Poate sunt oameni care vor să țină post. Pe de o parte, pe de altă parte, vreau să vă spun că tot ce voi prezenta aici, absolut tot, va fi mâncare fără gluten. Fără excepție și mâncare doar din ingrediente sănătoase și ingrediente românești, pentru că țara asta este mult prea bogată ca să fim nevoiți să aducem pentru hrană ceva de afară. Și la un foc... Țara asta merită mai mult, ai putea spune. Știe el cât de multe are țara asta. El știe foarte bine cât de multe are această țară. Păi-s bani serioși în țara asta, bă, frate. Wild. În foarte multe mâncăruri pun și vin. Îi dă o savoare deosebită, bine, nu mult, ca să mâncăm și să ne și îmbătăm în același timp, dar... Oricum se evaporă alcoolul. Bă, coaie, vă dați seama cu omul ăsta, această persoană, acest fucking penal, pentru că asta este, acest hoț profesionist, mă scuzați că vorbesc așa urât, dar, I mean, măcar sună urât, dar e, like, it's true. Acest om, eu cred sincer chestia asta, face acest tip de conținut ca să fie relatable pentru un posibil viitor electorat. Adică, nu vă supărați, dar eu nu cred că n-o să reușească să mai candideze vreodată la nimic altceva. Se găsesc soluții. Se găsesc soluții pentru absolut orice căcat. Deci, vă rog frumos. Da, ok, I'm hopping on the bandwagon as well. A făcut alt partid? Păi, dar cum, p***a, dacă ai dosar penal, nu poți să, gen, te angajezi la Oracle, dar poți să-ți faci partid? Alianța pentru Patrie, nici n-am prins asta. E de mai de mult. A, e ăla în care e și Prodanca? Doamne, iartă-mă, coaie. E coleg de partid cu Prodanca și Șoșoacă. Da, coaie. Alianța pentru Patrie nu va mai folosi numele și imaginea lui Liviu Dragnea la cererea fostului lider PSD. Alianța nu va mai folosi. APP a luat solicitarea domnului așa, prin care acest nu se mai asocieze imaginea și numele său în comunicatele și acțiunile partidului. APP nu dorește ca în această perioadă în care Liviu Dragnea are restricțiile impuse de lege să vulnerabilizeze drepturile și libertățile cetățenești ale acestuia. Asta când era? În 2022. Aha. Are locație în Baia Mare și era deasupra cabinetului o pancartă mare cu fata lui și sigla partidului. Doamne iartă-mă. Dar e aceeași mecherie ca Dan Diaconescu. Wild.
Wild, absolutely wild. Vin alb, un vin alb sec, așa că am... niște vin alb, că doar acum o ce? Jumătate de pahar, mai puțin de jumătate. Încercați și o să vedeți, da. E bine să nu puneți foarte mult. Mă simt la fel ca atunci cu piedone în p***a mea. Și la piedone încă mai sunt oameni care cred că, bă, el a și făcut la, unde era, la sectorul 5, unde era. Bă, mai știți? Cu fucking piedone în p***a mea, când își făcea el videourile alea, cum mergea el prin municipalitate, mergea el prin sector și își făcea videouri pe YouTube și mergea și vorbea cu muncitorii. Bă, tu ce faci aici? Nu, așa se face treaba, lasă că știu eu primarul cum se face treaba. Ești concediat, o să aducem pe cineva care știe să facă treaba. Bă, și era, toată lumea era, bă, da, ăsta primar, ăsta, bă, coaie, bă, coaie, ăla e un om care din nepăsarea, ignoranța și lăcomia lui a dus în p***a mea la tragedia aia de la colectiv. Sunteți bolnavi la cap? Că vă manipulează în p***a mea orice căcat ăsta, oricine poate să vină și face o campanie. Nici măcar nu trebuie așa de mult creier, nici măcar nu trebuie așa de mult creier. Uite asta, Dragnea, ce face Dragnea? Face și el niște păstăi, face niște păstăi, un an, doi, trei, face păstăi, după aia mai face o ciorbă, după aia mai face niște sarmăluțe, ceva să ne placă, să ne simtem bine, mai bem o țuiculiță, mai nu știu ce mai... Și după 3 ani te trezești că-l votezi, că da, mă nene, știe să facă sarmale. Deci literalmente în halul ăsta suntem cu aia. Măcar e la pușcărie acum, da, așa la p***a mea. Piedone e la pușcărie pe... Inițial au dat p***a mea 15 ani sau whatever, acum cât e într-un final. Dar tot așa, a început o primă sentință, după aia mai un apel, mai un altul, a ajuns în p***a mea easy. 4 e sentința, dar după aia tot așa, tribunalul dă o hotărâre morții mei, nu știu, o hotărâre, și gen iese în 3, maxim. Mare căcat. Mai scrie și o carte, ies în 2. Nicio problemă. Și după aia ce face? Că lumea o să-l țină minte. A, păi ăsta care a, ăla care a făcut treabă la sectorul 5. Bun, primar din nou. Easy. Și voi aveți senzația că, gen, ce? Că te cancelează, că... Bă, nene, deci literalmente poți fi și pedofil în p***a mea în țara asta. Mă scuzați că vorbesc așa urât, dar poți să fii orice, că ultimul om. Dacă ai bani, nu ești de neatins. Ești literalmente de neatins. Știu că vinul se folosește în general la fripturile la cuptor, dar încercați. Nu-mi place ca mâncarea să fie foarte, foarte usturoiată. Eu cred că vorbim de mâncarea gătită. Și vreau doar să aibă aroma de usturoi și am pus doar un cățel. Pentru mine e suficient. Și plus că poate, cine știe, după mâncarea asta poate mergeți la vreo întâlnire. Puteți să consumați chiar atât de mult usturoi. Nu înseamnă că dacă gătim acasă nu mai avem viață socială, nu? O să punem verdeața, care dincolo de faptul că okay, dă un gust foarte bun, o aromă foarte bună, foarte benefică pentru sănătate și ar fi bine ca părinții să convingă copiii așa cum m-a convins mama pe mine. Eu nu vreau să văd verdeață în ciorbă, de exemplu. Și pentru că nu vreau, atât m-a lăsat nemâncat toată ziua și am de atunci mănânc verdeață. Și vă spun că este... Bun, perfect, super, corect, da, așa... Great parenting, da. Amazing parenting. Așa se face. Gustoasă. Este și foarte sănătoasă. Are foarte mulți antioxidanți și pătrunjelul și mărar. O să tăiem mărarul mărunt. Cât de mărunt se poate. Acum nu trebuie să-l tăiați ca la rațe când se amestecă cu mălai. Pătrunjelul nu-l tai, pentru că îmi pare rău de frunzele astea. Să le rup așa. Ce frumos miroase. O să păstrez puțin pentru servire. Nu-mi vine să cred că trăiesc în această realitate. Nu, trebuie să vă recunosc. Nu-mi vine să cred literalmente că trăiesc în această realitate. Pur și simplu nu știu. Aș vrea, dacă se poate, să nu trăiesc în realitate. Aș vrea să trăiesc în altă realitate, dacă s-ar putea. Liviu Dragnea live. 1. Nu e partidul meu, se folosesc de notorietatea mea. Dacă e să fie, cu aur merg mai departe. 2. Bucătăria e doar o pasiune. Încercăm să vedem dacă e făcută. Cum e? Este nemaipomenit. Trebuie să răcească, n-am curaj. Place și asta, e doar o...
Oh, ce m-am enervat. Mă enervează foarte tare că e genul ăla de chestii la care vin românii, fac glumițe, facem meme, hă-hă-hă, hi-hi-hi. Am făcut mema în care, de fapt, Liviu Dragnea asamblează PC-ul cu Threadripper. După aia facem mema, omleta PSD, pasul 1, se fură 2 ouă și ne râdem, ne hă-hă-im, nu știu ce, p***a mea, și după aia ne trezim că asta în p***a mea iară candidează la primărie sau candidează la președinție. Literalmente, ăștia suntem. Suficient de sărată, puțin acrișoară de la Castraveciori Acri, numai bună de mâncat. E și foarte sănătoasă, este o mâncare de post foarte bună, care nu se face mult. Mi-a luat 25, aproape 30 de minute aici pe plita asta cu inducție, pe aragaz cred că durează mai puțin, sigur. Mm-hmm. Ea se poate folosi și ca garnitură la carne, de exemplu, la carne la grătar sau carne la cuptor, dar este okay, foarte bună și sănătoasă. Vă mulțumesc că... Nu, noi vă mulțumim. Astăzi am gătit. Numai bine, ce să zic. Țin minte când ne spunea Liviu că o să ajungă un mare bucătar. Ne-ai făcut mândri pe toți colegii din celulă. Pe mine, sincer, asta mă enervează. Că gen, știi, începe toată lumea: a, citește comentariile. Toată lumea aici în comentarii se întrece în dume. Ia uite, ia ce vă ziceam. Sugestii pentru următoarele episoade: evaziune și magiun de prune, furt și strudel cu iaurt, abuz în serviciu și diseară gătesc un deliciu, de la Camera Deputaților la Umplutul Cărnaților. Bun. Și toată lumea râde, ha 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 ha, și râdem așa de d-astea, râdem un an, 2, 3, 4, 5, după aia gata, la revedere. Top 10 hardest comebacks in history. Mai pot. Azi dimineața ne-am trezit toți gândaci, nu pot să înțeleg altfel, da, nici eu nu știu. Da, literalmente nu știu. Este foarte supărător. Pentru că, nu știu, simt, cel puțin, știi că gen, suntem tratați așa ca niște oi, literalmente ca niște oi. Îmi pare rău, sună conspiraționist, știu cum sună. Dar, gen, oamenii în grupuri se comportă în feluri previzibile. Pentru anumiți oameni, apparently, este foarte ușor să manipulezi grupuri de oameni și să obții ceea ce tu îți dorești. În grupuri este puterea, dragi prieteni. În grupuri este puterea, țineți minte. Uniți-vă-ți. Mai stați în p***a mea ca proști.